Te salut și spun bine ai venit la o nouă transmisiune în direct aici pe profilul meu de Facebook. Ne aflăm în cea de-a 24-a zi a provocării și cartea zilei a fost Bazele spirituale ale prosperității de Roy Eugene Davis. Sper să fi pronunțat corect numele. Ideea este în felul următor. Cartea arată așa. Este o carte subțirică, dar este o carte extrem de drăguță. Senzația în timp ce am parcurs această carte a fost aceea că aș vrea să subliniez tot conținutul și cu siguranță o să mai recitesc această carte cel puțin o dată, dar sunt convins că o voi reciti de mai multe ori. Și asta pentru că informația este extrem de condensată și înalt vibrațională și armonioasă. Dacă ar fi din aceste 24 de zile, nu vreau să mă hazardez, fiindcă voiam să spun la finalul celor 30 de zile care este cartea pe care o recomand, dacă ar fi să recomand una singură. Dar din primele 24 de zile, dacă ar fi să aleg o singură carte, aș alege această carte. Ți-o recomand cu toată căldura, fiindcă este scurtă, are 80 și ceva de pagini, dar din punctul meu de vedere, orice om care citește această carte și o și înțelege, cu siguranță chiar își pune în viața sa niște baze spirituale pentru prosperitate și pentru experimentarea unei vieți împlinite din toate punctele de vedere. Eu nu o să am ce comenta și adăuga cu privire la citatele pe care le-am salvat. Mi-am imaginat să facem lucrurile în felul următor, să îți enunț pur și simplu 10 citate din carte, da? Și tu să rămâi cu acest mesaj și cu invitația de a parcurge tu însuți cartea. Acum sper să-mi iasă numărătoare, o să merg perfect aleator pe citate și hai să vedem. Despre reciclare, materialele refolosibile, evită să cumperi lucruri de care nu ai nevoie. Da? Deci ăsta a fost 1. 2. Când ești receptiv spiritual și mental la ideea de a avea bani și canalele prin care curg banii către tine sunt neobturate, resursele se vor afla imediat la dispoziția ta. Mai departe, în loc să te gândești la lucrurile pe care le vei face după ce vei avea bani, vizualizează circumstanțele ideale în care tot ceea ce dorești este deja împlinit. Am ajuns la citatul cu numărul 3, cred. Dacă pentru satisfacerea nevoilor și împlinirea dorințelor tale sunt necesari banii, aceștia vor veni spre tine. Citatul cu numărul 4 a fost acesta. Citatul cu numărul 5. Dacă aveți o mică firmă și afacerea nu e strălucită, însă serviciul sau produsul pe care îl oferiți este necesar totuși, găsiți modul de a vă conduce mai eficient activitatea și implementați fără întârziere planuri și acțiuni care să producă rezultatele dorite. 6. Dacă numărat eu bine, sper să nu mă fi încurcat la numărătoare, da? Banii vor curge spre voi din sursa tuturor lucrurilor prin cei pe care îi serviți într-un mod neașteptat. 7. Dacă faci de fiecare dată ceea ce știi că trebuie făcut, vei avea întotdeauna succes. Mergem mai departe. Dacă dorințele, nevoile și proiectele voastre sunt puține, asta e foarte important, fii atent aici. Dacă dorințele, nevoile și proiectele voastre sunt puține, necesarul de bani va fi și el modest. Dacă însă cerințele voastre necesită o sumă mare de bani, ar trebui să-i și aveți. Lipsa banilor nu ajută sănătății, fericirii și conștiinței spirituale, spune autorul. Dacă vă aflați în fluxul continuu al banilor și vă organizați cu ușurință și înțelepciune, vă veți bucura de abundență financiară. Dacă lipsa banilor e o problemă, rezolvați-o, învățând cum să vă aflați pe fluxul banilor și al altor resurse care să vă ajute. Aveți dreptul să vă satisfaceți nevoile și să vă împliniți dorințele. Și un ultim citat, m-a luat valul, nu le-am mai numărat, fiindcă sunt super entuziasmat de conținut, dar o să-ți mai spun un ultim citat. Și uite că
întâmplător, dar nimic nu există, nimic nu este întâmplător, da? Acest citat, eu rezonez foarte mult cu el și o conștientizare pe care eu însumi am avut-o în ultimele luni și ți-o împărtășesc astăzi cu drag. Conștientizarea spune așa: resursele financiare sau alte împrejurări care să te ajute îți vor deveni accesibile în mod firesc atunci când tu îți stabilești cu claritate ceea ce îți dorești să obții în viață. În acel moment, resursele financiare sau alte împrejurări care să te ajute îți vor deveni accesibile în mod firesc. Ți-am spus deja despre carte că este genială, este scurtă și profundă, este o lectură ușoară dată fiind lungimea cărții, motiv pentru care îți recomand și ție să parcurgi această carte. Bazele spirituale ale prosperității, Roy Eugene Davis, autorul, editura Mix, o cărțulie subțirică, dar extraordinară. Eu îți mulțumesc că ai fost și astăzi alături de mine, live. Am fost mai scurt astăzi, dat fiind faptul că nu am avut nimic de comentat cu privire la citate, am știut asta dinainte. Și cărțulia a fost totuși destul de scurtă. Dacă ar fi după mine, eu aș simți să îți transmit toată cartea cuvânt cu cuvânt, fiindcă râdeam chiar că am avut unele pagini în care am subliniat foarte mult, am subliniat aproape întreaga pagină. Deci senzația pe care mie mi-a dat-o carte a fost aceea de a sublinia tot conținutul, fiindcă totul este extrem de relevant și de aceea îți recomand și ție să o parcurgi cu toată încrederea, o să vezi că o să-ți placă și o să fie o lectură care o să te ajute foarte mult. Da, acestea fiind spuse, îți doresc o după-amiază armonioasă, plăcută. Văd că este un mesaj acolo, Jojet, Jojetuța, bravo Cosmin, Ionic e mândru de tine, ține tot așa. Sper să fie așa cum spui tu, mulțumesc pentru mesaj. O zi și o după-amiază armonioasă tuturor. Ne revedem mâine în cea de-a 25-a zi a provocării, în care citesc o carte pe zi și fac aceste live-uri în care împărtășesc și cu tine o parte din mesaj și impresia mea personală cu privire la carte. Te-am pupat!